Această dimineață am să vă vorbesc un pic despre semințele de chia. De ce? Pentru că ne pregătim de post, iar postul nu este altceva decât o purificare și o detoxifiere profundă a corpului până în endodermă, un prilej de purificare, dar este și utilă consumarea acestor semințe celor care au o dietă vegană, celor care vor să se apropie de lacto-vegetarian, deci cei care renunță la carne. De ce? Pentru că proteinele luate din carne au o anumită vibrație, proteinele luate din semințe, din legume, au altă frecvență și vibrație pe care o aduc în celulele noastre și construiesc corpul nostru biochimic coerent cu frecvențe mai înalte sau mai joase. Deci, cei care vor să introducă semințele de chia în alimentația lor, un pic, așa, pot afla de ce eu le recomand. Pentru că înțelesul seminței chia în limba sa maternă, în originea acestei denumiri, înseamnă putere. Deci oferă vitalitate și putere corpului fizic, corpului biochimic, pentru a se adapta noilor și stimuli exteriori. Vorbim și de 5G aici, deci alterarea vechilor frecvențe și introducerea celor noi. Corpul necesită o adaptare, ceea ce presupune un consum de energetic și metabolic. Deci, pentru refacerea corpului, reducerea inflamațiilor, îmbogățirea în acizi grași, pentru reducerea colesterolului și menținerea ritmului cardiac ce pulsează pulsațiile pământului, deci pentru adaptarea la acest ritm al pământului, pentru scăderea nivelului de zahăr din sânge și multe alte beneficii, este recomandată o lingură de semințe de chia în lapte, iaurt, ceaiuri, sucuri de fructe, bineînțeles în perioada postului, pentru că nu consumați nici produse de origine animală lactate, sau simplu în salate. Este mult mai indicată adăugarea acestor semințe într-un lichid. Deci eu le recomand în sucuri de fructe la jumătatea dimineții sau la ora 5 în ceaiuri calde, astfel încât să suplimenteze necesitatea.